Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Astăzi o să facem în colecție legat de Candlestick. Da? Totodată o să vorbim despre Bitcoin, o să vedem ce va face, dacă va rupe trendul sau rezistența și vrea să meargă mai departe sau doar o testează și urmează iar o nouă corecție. Și totodată vreau să vă recomand, în cazul în care doriți să învățați și să vedeți lucrurile din ce în ce mai clar, vă aștept pe canalul nostru de Discord, unde în momentul de față, dacă veniți și vă abonați pentru o lună și recomandați la cineva să aboneze, o să primiți jumătate din abonamentul respectiv, adică jumătate din sumă, obligatoriu să se facă plata cu cripto. Da? O să vă arăt câteva analize pe care le-am pus ieri, LIT, DASK, da? LIT am făcut undeva la 23% profit, pe DASK undeva la 23,99 și am mai avut și REN undeva la 30%, da? Ideea este să încercăm să ne ajutăm și să evoluăm împreună. Ăsta e scopul acestui canal. Bun, acum haideți să mergem mai departe cu următorul candlestick, da? Următoarea lumânare pe care trebuie să o învățăm, mai exact Doji, da? Și avem așa mai multe tipuri de Doji, da? Și avem Classic, un fel de plus, da? Poate să fie roșu sau verde, nu are importanță. Avem unul verde, o lumânare verde, unde avem tot la fel un plus, da? Avem un Dragonfly Doji, da? Adică preț. O să vă explic fiecare ce înseamnă, doar vi le arăt și o să vă explic după aia. Unde vedeți că este plusul sus, mai avem exact doar liniuța, da? Unde practic se închide și se deschide prețul, da? Aici se presupune că s-a deschis și aici s-a închis. Și avem Gravestone Doji, da? Unde avem plusul jos. Bun, acum haideți să vedem fiecare ce înseamnă. În primul rând, Doji este o lumânare care ne arată incertitudine. De fiecare dată când vedem această lumânare, practic urmează un reverse trend. Adică trendul se poate întoarce. Fie avem un trend descendent și vedem un Doji și trendul poate să se întoarcă, fie avem un trend ascendent și vedem un Doji și trendul poate să se întoarcă. De ce? Doji este o lumânare care reprezintă incertitudine. Adică poate să urce și la un moment dat se întoarce, fiindcă este o luptă între cei care cumpără și cei care vând. Da? Și imediat următoarea lumânare după Doji arată trendul, adică definește ce se va întâmpla. Da? Și acum, aici avem o incertitudine. Aici avem o incertitudine, adică nu vom ști ce se întâmplă decât după ce așteptăm ca următoarea lumânare să se închidă. Da? Și aici și aici. Aici, practic, prețul a fost dus în jos de vânzători, da? Și cumpărătorii au intervenit și au ridicat prețul. Clar aici, când avem Dragonfly Doji, da? Practic trendul se întoarce, devine din descendent ascendent, da? Aici la fel este incertitudine, la fel ca și aici. Aici la fel avem un trend ascendent, da? Iar când avem un Gravestone Doji, practic trendul devine descendent. Da? Acum haideți să luăm un caz real și să vedem. Totodată putem să căutăm la indicator, la candlestick, Doji, Doji Star, Bearish, Doji Star, Bullish. Da? Putem să le activăm în cazul în care la început nu le înțelegem și să ni le găsească automat, da? Și exact, ia uitați-vă, avem aici un Doji, da? Unde înseamnă că avem incertitudine, da? Mai exact, așteptăm ca următoarea lumânare să se închidă și observați că după ce s-a închis, clar trendul a mers în jos. De ce? Fiindcă următoarea lumânare a fost bearish, da? La fel și aici. A mers în jos, da? Haideți să găsim și un caz, da? Unde căutăm o lumânare bullish. Aici avem una bullish, da? De fapt nu este bullish, mai exact este ne arată că trendul este incertitudine. Trebuie să aleagă, fie să urce, fie să coboare. Bine, suntem pe un time frame mai mare. Dacă mergem pe un time frame mai mic, haideți să vedem dacă am găsit mai multe. Încă un lucru, nu trebuie să folosiți niciun ajutor, da? Puteți să le găsiți singuri. Sunt foarte ușor de găsit, da? De exemplu, aici avem un Doji, da?
Aici avem un doji, un doji care, de fapt, ce avem? Trend descendent. Când a apărut doji, așteptăm confirmare, da? Putem să mergem și pe un time frame mai mic, da? Cred că aici. Ia să vedem unde avem. Pe 2 octombrie la ora 13. Aici, da? Ăsta e doji. Și observați cum prețul, trendul s-a întors. Din descendent a devenit ascendent. Da? E foarte importantă această lumânare. Vă recomand să o învățați. Da? Sincer, vă recomand toate lecțiile pe care o să vi le spun să le învățați, fiindcă sunt foarte importante și vă ajută foarte mult. Da? La fel, aici avem un doji bullish. Observați că e bullish. Da? Tot bullish. Da? Chiar dacă noi știm că este incertitudine, așteptăm tot timpul următoarea lumânare să se închidă. Da? După ce se închide următoarea lumânare, da? Observați, aici avem un doji care ne spune că avem incertitudine, așteptăm să închidă următoarea lumânare și după aia ce urmează? Tot un doji. Da? E ca și cum este incertitudine, încă o dată incertitudine, adică vânzătorii și cumpărătorii n-au câștigat nici unii, nici alții. Adică este o luptă din care nu câștigă decât așteptând ca următoarea lumânare, da, să se închidă ca noi să știm ce va urma. Da? E foarte important să așteptați după doji următoarea lumânare. Da? Foarte important. Cam atât legat de această lecție. Puteți să căutați mai multe informații și să încercați să înțelegeți cum stau lucrurile. Acum haideți să mergem mai departe la Bitcoin și să vedem ce urmează să facă dragul nostru Bitcoin. Da? Bun? Haideți să vedem. În momentul de față se pare că vrea să rupă acest trend. Da? Observați cum l-a testat, vrea să rupă. Încă nu a confirmat, nu avem nicio lumânare închisă pe 4 ore peste ca să le ia suport. Da? Doar în momentul de față a încercat să rupă și peste o oră și 10 minute se închide lumânarea. Totodată avem și moving average 200K și rezistență. Până nu rupem această rezistență să o ia suport, deocamdată suntem incert. Da? Totodată observăm cum a ținut acest trend. Acum vedem cum vrea să rupă. Partea foarte interesantă este că nu a rupt suportul, adică practic și-a creat un nou suport aici pe care l-a ținut. Haideți să mergem pe daily să vedem cum s-a închis lumânarea pe daily. Foarte bine, da? Vedeți cum a ținut suportul, da? Mai exact acest moving average EMA 21, da? Merge să testeze următorul target de la 20.188, da? Mai exact 20.000, zona de 20.000. După ce o să o rupă, ar trebui să meargă, haideți să vedem pe 4 ore. Deci aici avem prima rezistență la 20.188. Ar trebui să meargă la următoare rezistență 21.600 și 22.555. De ce? În momentul când o să rupă 22.555, practic o să întoarcă trendul și o să formeze un trend ascendent, creând higher high și higher low. Da? În momentul de față, observați că suntem într-un trend descendent, da? Și trebuie să creăm unul ascendent, da? Cu higher high și higher low. Da? Până acolo mai avem, da? Pe un time frame mai mic, primul target este 22.188 și suportul 19.500. Deci, practic, noi astăzi fie mergem, luăm rezistență și testăm încă o dată aici, fie îl rupem, luăm suport și mergem la următoarea rezistență 21.600. Bun? Haideți să vedem și ce tipar avem în momentul de față. Conform Elliott Wave, noi avem așa, se vede clar, cum avem 1, 2, putem spune că ăsta ar fi 3, 4 și urmează 5. Da? Haideți să-l și măsurăm. Două secunde. Luăm magnetul. Pac, pac, pac. 1 este 3 a fost exact atins, 4 corecția, 5. 5 undeva
zona 261 Fibonacci. Deci, practic, ar trebui să atingă 20.000, 21, 20.100, da? Cam aici ar trebui să ajungem astăzi. Bun, în principiu cam atât. Dacă vreți să învățați și să fiți alături de noi, vă așteptăm cu drag. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și nu uitați să-mi lăsați un comentariu dacă vreți să mă întrebați ceva. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și doamnește!